Deci la deschisă ședința. Da, e fost la deschisă. Propun... Supus prea aprobare procesul verbal. Procesul verbal. Da. Nu avem făcut procesul verbal. Sunt probleme la procesul verbal, domnul Cristi. Sunteți de acord, da? Da. Supunem la vot ordinea de zi. Înainte de a să pune ordinea de zi la vot, domnul viceprimar vrea să prezinte un material care e în legătură tot cu pieturile astea, cu leduri. Deci trebuie să mai... Data trecută, în ședința anterioară, am făcut un proiect de hotărâre pentru începerea proiectului, pentru un studiu de fezabilitate. Acum studiul de fezabilitate s-a făcut. Dumneavoastră trebuie să vă dați acordul pentru, sunteți de acord, adică sunt eu și eu sunt consilier, suntem de acord cu studiul de fezabilitate și aprobăm indicatorii tehnico-economici. Ce înseamnă? Tehnic. S-au spus și destul de clar, nici nu mai citesc. Deci, să iau 360 de corpuri, să demontează corpurile vechi, 360 de lemn, cu tot, cu brățar, cu colieri, cu tot, tot, tot. Să montează 360 de corpuri noi. Deci asta e tot manoperă plus toată lucrarea, toată investiția. Alea care se dau jos se vor monta pe stâlpii care nu sunt echipați cu lămpi. În interiorul fiecare. Cât costă o lampă? Preț unei lămpi. Deci o lampă montat, demontat, tot la gata și plus în 5 ani de zile. Electromagnetica dă garanții. Domnul Vicepremier, da. Cât costă o lampă? 1250. Păi, da, da. Da. Da, asta e. Lămpile de... Oh, e important. E important. Și... Deci ei demontează. Lămpile de vechi trecem noi pe fiecare sac. 1250. O să angajăm pe cineva care este din meserie și o să le punem pe... Dom'le, cât costă demontată? Nu intră în preț. Nu, domnule, nu intră în preț. E departat. Eu vreau să spuneți, lampa aia n-are valoare. Cum costă lampa? Lampa. Care lampa? A noastră sau a lor? A lor, aia lor. Au spus. Nu, domnule, eu spus prețul final, montat, demontat. Prețul final. Deci pot, eu pot compara prețul lămpii vechi cu prețul lămpii noi? Atunci dați-mi două cifre, domnule. Cât ai dat valoare pe lampă? Deci, adiția e 1.630? Nu, domnule, 670 până 900.000 cu tot cu 240. Stați un pic. Lampa vechi. Lampa vechi. La ce vă rămâne? La lămpi care le-am pus noi. 670, un uniform, un asfalt. Topul vechi. Vechi nu poți să amunt. Asta e 20. Da, asta tehnologia diferă, calitatea, performanță diferă. 1.225. Cât consumă lampa veche, cât consumă lampa nouă, cât e kilovatul, atunci raportăm deci, și vedem dacă ajungem la valoarea asta. Deci lampa de 600 de lei. Dacă maldarii nu pot să prezint parametrii tehnico-economici, spune-ne cât costă lampa de faci și noi singuri. Ajungem la preț, atunci am discutat și la valoare. Lampa de 600 de lei, ce veche avea, de câți bani? Adică, ia uitați ce spune. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi să punem în discuție așa ceva? Da. Dar sunteți de acord să punem ordinii de zi. Punem la pacea. Da. Bună. Dar tu ce trebuie să vezi? Lampa asta de 600 de lei are 250 de lei. Cealaltă are 20 de lei. Să nu vorbim de lei. Hai să nu vorbim de lei. Eu observ când ajungem acolo. Când ajungem acolo. Vorbim cu ei. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord? Vrem cu abținere. Domnul președinte, pot să adaug după ordine de zi și avem cu o problemă de la școala Presiacă, care... Problemă de la școala Presiacă. Păi, lăsați un pic. Nu, suntem... Eu aici. Totdeauna când ați la divers, să plecăm. Să pleacă.
și nu se mai discută diverse. Și avem o problemă atât de importantă, nu poate fi tratată la diverse. Fiecare vine cu o problemă, domnul Ungureanu. Sigur, fiecare vine cu o problemă importantă. Așa, punem diverse, nu punem de ultimul loc ca să rămânem în derizor. Punem înainte de... Ori, prim, ori, ori, diverse înainte de derizor. Dar nu-i diverse. Tu ar vrea de eu, zic. Nu, domnul, trebuie. Dragi proiecte, să nu se mai discută după aia. Pleacă toți și nu mai discutăm. Oameni buni, nu se face așa. Noi nu putem merge numai pe ciză cu vinii. E o problemă care noi am discutat-o, care vreau să pun pe vinii. Nu mai, cu atât mai mult, că nu putem să o trată la diverse, că e o problemă importantă. Din bugetul comunic. Deci așa e stabilit prin lege, te faci ordine de zi după aceea. Pentru că eu am vrut să adaug la lege. Noi putem personaliza că așa am votat în lege. Putem personaliza, dar nu putem pune căruța înaintea voilor. Ba, se poate. Da, da, poți spune. Domnul Radu, dacă să vă ascultați. Deci se poate adăuga la ordine de zi. Nu, dar ce nu putem să avem bunul sânt să ascultăm și diverse care sunt foarte importante? De câte ori nu s-au plecat? Domnule, cine au plecat? Serios, cine au plecat? Noi am plecat, deci noi suntem cei care nu dăm atenția cuvenită. Iar dumneavoastră faceți parte dintr-un partid care se văd cinci oameni când stau și ceilalți pleacă. Acept ajunga dacă atunci o să... Președintele nu are voie să plece, secretarul nu are voie să plece. Da, dar o să trebuie de pe ordinea de zi. Uitați! Proiect de hotărâre privind acceptarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Olaru Sărbiet din partea PSD și validarea mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Ștefan din partea PSD. Comisia de validare se retrage, analizează dosarul, după care comisia în procesul verbal. Da, proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Buduroi Vasile, consilier local din partea UNPR, prin demisie și validarea mandatului de consilier local a domnului Boboc Petru Iulian din partea UNPR. Da. Domnul președinte care e... Și al treilea punct. Nu? Nu, atât. Nu, am citit primul. Primul doi. Și l-am citit al doilea, da. Pe primul l-am citit, da. Acum adică. Domnul Gomei, haideți ca să... Să analizați referatul. Numai un pic, că am un comentariu. Un comentariu facem în comisie. Da, nu. Vreau să zic că aici când suntem în fel. Dacă la al doilea, de partea UNPR-ului, domnul, e sigur, eu pentru că am înțeles că dânsul nu prea înțeală și nu prea o să fie. Domnul Gomei, noi analizăm referatul. Domnul Gomei, noi analizăm referatul, nu analizăm referatul. Ce poate face? O să... Astăzi, data mai sus, Comisia de Validare aleasă din Consiliul Local al Comunei Valea Seacului de Țuiaș, conform hotărârii numărul 2 din 23.06.2016, în ședința de lucru în conformitate cu prevederile articolului 31 alineatul 3 din legea numărul 205/2001, privind administrația publică locală, a examinat dosarul privind candidatura la funcția de consilier local al domnului Ungureanu Ștefan, precum și adresa numărul 6110 din 16.11.2016, emisă de Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Iași, legalitatea cu privire la validarea domnului Ungureanu Ștefan în funcția de consilier local, în cadrul Consiliului Local Marea Seară, județul Iași. Candidat desisă de Partidul Social Democrat și dosarul privind candidatura la funcția de consilier local, precum și al domnului Boboc Petru Iulian, precum și adresa 6222 din 23.11.2016, emisă de Uniunea Națională pentru Progresul României, Organizația Județeană Iași, legalitatea cu privire la validarea domnului Bogom Petru Iași în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Valea Seară, candidat pe listele UNEBR. Comisia a constatat că nu sunt motive de invalidare, fapt pentru care validează pe domnul Ungureanu Ștefan și Bogom Petru Iași în funcția de consilier local. Drept pentru care am încheiat Voți validează cineva fără de jurământul. Se validează numai domnul Ungureanu Ștefan. Vă rog să specificați acolo validare în lipsă. Comisia a validat în lipsă. Asumați-vă răspunderea. Da. Scrieți acolo. Scrieți. Eu nu votez și scrieți comisia a validat în lipsă. Domnul președinte, nu pot să iei o ordine. Nu trebuie să dați explicații. Și vă spuneți, l-am validat în lipsă. Și eu trebuie să ne înțelegeți.
O să vă spun eu. Deci, conform legii, ai dreptul să, trebuie să-l validez, pentru că s-au prezentat de la partid niște materiale, adică în sensul deferate, și nu poți trece peste el. Îl validăm în lipsă. Îl validăm în lipsă, de altă el putem. El validăm dacă omul ăsta vine și spune, dar eu nu sunt de acord. Dacă nu, partidul nu știe care e situația lui. Și nici noi nu știm. Deci, noi decidem, dar aici ce se prezintă este că partidul ne-a trimis spre validare. Partidul ne-a trimis, nu este de acord, iar noi trebuie să luăm o hotărâre. Deocamdată legală este așa. Încetarea mandatului domnului Olaru. Validarea domnului Ungureanu. Și încetarea mandatului domnului Buduroi. Partidul și-a dat acordul să-l validăm pe domnul Bobor. Dar el nu este prezent. Pentru că ai întrebare, e mai ușor să vin cu următorul din urmă în cazul în care el vine? Nu. Problema. Dacă nu depune jurământul, nu intră în funcționare cu ce dracu. Problema partidului. Deci nu scrie clar, dacă nu depune jurământul, nu are ce să fie. Dar punem la vot validarea domnului Boboc pentru Ungureanu Ștefan. Ungureanu. Din partea PSD. Împotriva ține? Împotrivă? Da, supunem la vot validarea consilierului local domnul Boboc pentru Ilian, din partea UNEPR. S-a abține cineva? Lăsați mâinile jos, care a fost de acord? Prima abține. Multă abține. Care a fost de acord, lăsați mâna jos, care s-a abținut? Abține. Nu mă abține, dar ați procedat bine, domnul președinte. Mă ați procedat legal. Ați fost de acord cu domnul Ungureanu, depune jurământul și votează și el pentru următor. Așa îți spune lege. Dacă o să fie într-o la fel, am fost de acord cu domnul Ungureanu, depune jurământul, ia loc și ne vine și o să fie într-o la fel. Noi l-am... Deci a fost validat domnul Ungureanu, da? Se depune jurământul. Și am înțeles cum și acum ți-a bătut. Iar ea de nevasta cu soțul. Nu a depus jurământul, el n-are niciun drept. Am înțeles tot. Așa e din aia. Deci e faci totul în următorul. Hai să ascultăm un pic, hai să ascultăm un pic. Hai un pic cu zi. Domnul Gafin. 34, depun în fața Consiliului Local Următorului, dar
jur să respect Constituția și legile țării, să fac bună credință tot ceea ce este în putință și în începerea mea. Pentru bine locuitorilor comune vă rețească să te cuiască. Așa să mergem. Așa să mergem. Așa să da, supunem la vot punctul 2, validarea consilierului local cu Duroi, Boboc pentru Iulian. Deci nu din nou, pentru că domnul Agafițiu a avut dreptate. Deci noi trebuie să revom. Ca să poată avantajul. Ca să poată avantajul. Cine este pentru? Eu? Da? Pentru domnul Roman Holu? Nu? Abțineri? Ce s-a împotrivă? Împotrivă? Rămâne depunerea jurământului pentru sărbătoare. Punctul 3. Ce? Nu este validat și dacă nu vrea, face altă propunere. Partidul pune pe altă. Gata, pala, ați validat. Ați fost în cazul în care el așa nu te pune în urmă. Trei minute. Da, poate să reprezintă. Da, punctul 3. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei pentru Administrație Publică Locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, în sensul ca domnul Olaru Gheorghe, care a fost exclus din partid, a fost înlocuit cu domnul Mugureanu Ștefan, iar domnul... Atât. Punctul 1, da. Atât. 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 Păi dar și celălalt, depus de la mătul, e consilier public ca să pui în comisie? Nu poate. Nu poate să o pui comisie. Cum nu poate să fie nici un comisie? Domnul Agafiții, haideți să vă spun un pic din care. Și să-mi spui, domnule. Ascultați mă. Când devii, când drept simplu, când devii consilier local? După ce trebuie jurământul, da? Dar în ce condiții? Dacă ce ai depus jurământul, devii consilier local. Nu înțelegi că nu ai depus jurământul. Dacă domnul Roman a avut același caz, eu te întreb așa, în ce condiții nu poți fi numit sau validat consilier local? Fost altceva, până la depus nu, dar și de acum nu ai același lucru. Deci, el are un drept prin vot. El are un drept prin vot. Nu putem noi să-i luăm dreptul ăsta, domnule. Să spunem că absența lui este nemotivată din ziua de azi. Poate e discutat. Păi, dar eu vreau să te lămuresc pentru că nu intri în contradicții. Votul este normal. Nu-i firească. Mulțumesc frumos. Nu, dreptul nu este la mine. Hai că stăm, ne uităm mai joastră. Ne certăm pentru că nu e unul ca aici în ședință și nu-i valează. Să discutăm alte probleme care ne avem mai clare. Între noi avem un secretar care vedează legalitatea lucrurilor și dumneavoastră și-o dat consimțământul, trebuie să mergem mai departe.
Da, discuții pe marginea subiectului sunt normale, discuții sunt normale la discuții, dar restul nu dăm răspunsuri noi. Așadar, continuăm procedura. Da, da. Punctul 3, da? Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei pentru administrația publică locală juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor, în sensul ca domnul Olaru Biobi, care a fost exclus din partid, a fost înlocuit cu domnul Ungureanu Ștefan, iar domnul Buduroi Vasile, care a demisionat, a fost înlocuit cu domnul Boboc Petru Ungureanu. Boboc, acum, comisia trebuie să se retragă, să-și aleagă un președinte și un secretar, pentru că cei doi erau un președinte și un secretar. Asta e problema cu șoară. Dar din ce nu se retragă. Aici trebuie să rezolvăm acum. Până acum, până să rezolvăm. Deci comisia vă retragă, să fac o pauză. Da, pauză pentru comisia. Cine rog comisia să retragă. Comisia de speciale, ce-i trebuie la noastră comisia? Spasă! De ce? Domnul Biron, președinte, domnul Secretar. Domnul Ochi, nu domnul. Hai, spuneți, președinte. Domnul Biron, și secretar, domnul Ochi, n-am demn. Secretar? Da, mai bine? Comisia de Baticaru era la 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu stai, ce s-au zis pe asta. Dar nu că e în ordine alfabetică. Cine urmează după Băiceanu? În ordine alfabetică. Nu, că vine la mai de lor, la gatii care au rămas în urmă. Hai, faceți propuneri. Auzi, Ionuț. Nu. Propuneri pentru președinții din primesc urmă. Cine faci propuneri? Cine urmează? E bine. Haideți, mai bine. E normal, domn guvern, mai multe experiențe. Da, să punem la vot. Care este pentru? Da, și care va fi cum atât? Împotriva, ține, nu. Da. Bine, dar eu am propus pe domnul guvern. Dar lasă că vă dați o limpiză. Nu, eu v-am adus acum. Deci, care să fie votul la vot? Este sigur. Am mai pus o gână de apă acolo. Da, punctul 5. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii numărul 23 din 30.09.2016, emisă de Consiliul Local Valesteacă, județul Iași. Deci, vorba de hotărârea de Consiliul 23 care s-a luat. Eram înainte de a avea aviz la NTP-ul. La confecior, dar este prefectul, returnat înapoi, trebuie revocat. În momentul când vine avizul la NTP-ul, o punem din nou pe ordine de zi. Deci acum trebuie să aprobăm. Da. Da. Deci înainte de a aproba, domnul secretar, vrem să știm dacă... Eu văd că e o practică curentă. S-o adopt, o trebuie să aprobă. Cine răspunde de... Trebuia să mă opunem pe ordinea de zi dumneavoastră. Dacă nu era în drept, nu? Hai spuneți o dată. Ce trebuie să fac eu? Păi trebuia să dispuneți atunci când nu opuneți pe ordinea de zi, că nu, nu poate fi trecută. Din legalitate. Are semnătura? Nu are, nu? Nu are. Păi, haideți să ne facem un obicei din a... proiect de hotărâre să fie vizat de dumneavoastră. Dar nu am zis că v-am spus, domnule. Nu, stați un pic așa. Noi... Eu poate mi-ai spus, domnul secretar, dar eu nu am cunoștințe juridice și poate colegii mei se ducem mai mult, dar eu vreau să știu aici, în primărie, cineva răspunde de partea legalitatea. Eu am spus de atunci când v-am vizat de hotărâre. Da. Și rog pe domnul primar să, când ne opune hotărâre de Consiliu,
proiectul hotărâri, să are viza... Pentru că... Domnul Radu, dar viza, cum discuț? Viza nu s-a votat un secretar de ședință. Cum discuț? Nu știu ce vrea să se spune. Ei sunt rugării, domnul secretar, să colaboreze și aproape și cu noi, cu Consiliul Local, colaboreze și cu domnul primar, să nu mai ajunge în ordine zi cu proiectii care nu s-au pus la punct. A, era raportul 6 și-a era făcut înainte... Noi nu l-am văzut. Nici ei nu l-am văzut. Da, era bine. A fost o greșeală, aici a fost o neînțelegere. Păi, în sperăm să vă înțelegeți. Nu, a fost o neînțelegere. La București a spus în grotel și poate să vă zgândi. Doamna aia care răspândea de așa o plecat, a venit o altă doamnă aia... Apropo, pauza asta, domnul Gomei, am văzut la televizor, o comună în țară, mi-a reținut un moment, au făcut un grup sanitar de 100.000 euro, am văzut aia, cu două apartamente în București. 5 ani. Tot la ordonanța 28. Da, 100.000 de euro face un grup. 100.000 euro. Da, 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 pe ordinea de zi. 6 profesoare au făcut 6 frateni, 6 profesoare au făcut 6 frateni. Și la elevi au făcut câte două. Să punem la mai o da, da, da. La mai o postere. Să punem la vot, conducție. Da, suntem de acord. Ce e pentru? Da, 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 punctul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului primăriei Valea Seacă, județul Iași, pe trimestrul 4 al 2016. Dați-mi voie să vă prezint raportul Comisiei Specialitate din cadrul Consiliului Local, care a avizat favorabil. Vreau să vă aduc la cunoștință anumite aspecte. Deci, haideți să o luăm așa mai pe interesul nostru. Avem o... cu rectificare de 3.200.000.000 în banii vechi. O parte, cea mai mare parte, cea mai mare parte, pleacă la autorități publice și acțiuni externe, bune și servicii. Dar sub rezerva, că am discutat și cu contabila și cu domnul primar, că nu va folosi toți banii, deci 2 miliarde, nu va folosi pentru asta, își va plăti facturile care au în spate, nu restanță, care au în spate documente justificative și fac obiectul acestui capitol, iar restul se vor regăsi în bugetul de pe anul viitor, ca un excedent bugetar. Banii care nu se pot. Deci, nu nimic, faptul că eu sunt așa din mare aici. Deci, noi am luat capitol pe capitol. Învățământ, burse, am apreciat că domnul primar s-a ocupat de treaba asta, iar restul cred că sunt cheltuieli pertinente. Nu sunt împreună cu dumneavoastră. Eu am propus dumneavoastră la bază. Deci noi numai meritul meu. Dumneavoastră împreună cu aparatul de specialitate. Cu dumneavoastră, nu continuă. Nu puteți conduce o primărie, să vă zic. Mă rog, dacă aveți cu cine. Ar fi lucruri mult de discutat, dar propunem să lăsăm lucrurile pentru că le vom clarifica. Sperăm noi mai bine în bugetul viitor. Exact și protein ca avut noi, ce facem, cum facem, contracte, ce avem. Acum situația e destul de neclară. Eu vă propun să... Da, vreau să iau și da. Eu, dacă se poate. Să votați. Da, da, da. Domnul președinte, aș vrea și eu două, trei vorbi să spun despre capitolul ăsta de rectificare, dacă îmi dați voie. Eu, la fel ca domnul Radu, care este președintele Comisiei Financiare, deci buget finanțe de la Consiliul Local, fac și eu parte din această comisie. Important este că toate capitolele au fost acoperite în spate de documente, deci am aprobat tot ce a fost în spate, doamna contabilă nu a aprobat, nu a arătat la fiecare parte, la fiecare documente. Ce vreau eu să spun, pentru că m-ați mediat de aici, un capitol important pentru că vin sărbătorile a fost cel în legătură cu bursele de merit, care se acordă la toate cele trei școli și la fel o sumă de bani acordat din partea Consiliului Local pentru cadourile de Crăciun, tot așa la toate trei școli. Din, domnul Agafiții, vă rog,
Eu vorbim președintele comisiei, explicat de acolo, și ei cu votul să vorbim toți membrii. Nu, dar te rog, așa și populism. Așa e problema. Sunt rezivat la televizor că i-a aprobat o mulți pentru copii. Dacă vorbim președintele comisiei, te rog să mă știu să-l vorbim. Hai respectat să-l cheie și la cine vreau să spun la acolo. Vă luați cuvântul și spuneți tot ce vreți pe urmă. Dumneata văd că nu te interesează deloc contextul din comunitate. Dar continuă domnul Farezu, continuă și are cuvântul domnul Agafiță după aia. Ceea ce vreau eu să spun este că, fiind public și ședințat, comunitatea, deci cetățenii, trebuie să înțeleagă exact ce este cu aceste bursi. Foarte multă lume este interesată în momentul ăsta de aceste bursi care se dau în învățământ. Eu, ajungând să vorbesc cu populația, cu cetățenii, am un alt fel feedback din partea lui. Dar am crezut că nu discuzi cât cu un anumit grup și atunci nu știți să te dați. Domnul președinte, exact așa se spune. Ceea ce vreau... Când ai semnătura mea acolo, că sunt de acord? Domnule, mă lași să spun ce am dispus. Domnul Agafiță, dumneata, dacă nu ai timp pentru ședințe de Consiliul Local, nu te mergi cu noi. Oferă timp pentru ce nu asta ai venit. Pentru asta ai venit aici. Ca să ai timp. Să oferi timp. Că văd că pui pe repede înainte ședințe. Bun, atunci încheiem. Te rog voie să spun că aceste bursi se acordă. Deci toți cei care au copii în școli să înțeleagă că aceste bursi se acordă pe niște criterii bine stabilite și ele sunt următoarele. Primesc bursi de merit doar copiii care sunt în clasele a 6, a 7, a 8, din toate trei școli, plus bursii care sunt pentru cei care au luat la olimpiade, județene și naționale, locurile 1, 2 și 3. Eu consider, domnul Gafiță, că această informație este foarte importantă. Nu pentru mine, vorbim pentru altul. Păi atunci, dacă mă lași să vorbesc, eu explic populația de ce vorba. Este foarte important ca lumea să știe. Deci, criterii sunt astea. Și nota, minimă nota la media pe anul dinainte, trebuie să fie 8-50. Astea sunt criterii. Lumea din comună trebuie să știe că aceste criterii și eu consider că este normal să prezint populații și celor care au copii în toate trei școli, să știe clar că astea au fost criterii. Pentru că noi o să dăm la cei din clasele 6, 7, 8 și cei din clasele mici nu să ia aceste bursi, vor primi numai cadouri de Crăciun și este foarte necesar ca eu să prezint, dacă dumneavoastră nu cunoașteți criteriul ăsta, sunt dat mie voie să prezint, ca lumea să înțeleagă clar ceea ce am dat noi la școli. Da, asta bursi. Este foarte bine, că atunci o să fie întrebări, că am la ce o luată, la ce nu o luată, deci am odată stabilit criteriile, deci am încheiat discuția. Da, comisia de învățământ. Este foarte important. Da. Nu, este foarte important. Comisia de învățământ sau problemă? Probleme curente. Da, noi discutăm asta materialul ăsta? Da, nu știu. Nu știu la vot? Da, spunem la vot punctul 5 pe ordinea de zi. Da, vă spuneți. În 6. Vă scuzați, în 6. Nu s-o supus la vot de buget. A fost o polemic între domnul Agafiță și domnul Florescu. Cred că mai important este noi să urmărim un scop cu banii. Nu ca să afli lumea, să ne vadă lumea, ci la creștin nivelul învățământului. Deci copiii ăștia vor fi motivați cu bursă respectivă. Asta e scopul. Asta e scopul. Asta e scopul. Asta e scopul. Eu mă așteptam ca comisia de învățământ să aibă un cuvânt de spus și să fie, dar eu nu văd opoziția ei. Opoziția Comisiei de Învățământ. Deci vreau să vă spun, am lăudat faptul că primarul a alocat aceste fonduri, dar fondurile, domnul Florescu fiind în Comisia Școlii, dar Comisia de Învățământ poate avea și ea ceva de spus. Avea ceva de spus? Dar sigur că așa ar fi trebuit să primească un aviz din partea comisiei. Atât timp cât o trecut prin Comisia de Învățământ. Păi, adică la principiile de... Principiile și criteriile de acordare. Corect. Nu puteam să stabilească altcineva decât... Criteriile solicităm un aviz din partea Comisiei de Învățământ. Criteriile sunt stabilite de lege. Ca să stabilim din lege. Eu am mai dat. Nu, te rog. Aici nu. Criteriul s-a pus în lege. Un punct de vedere. Nota. Da. Nota. Un punct de vedere. O să punem la vot. Da. Cine este pentru? Nu vreau să punem vot așa. Nu. Împotrivă? Abține? Nu. Dau cuvântul domnului Vici. Deci,
ne-am propus, ca să fie treaba și clară și scurt, să facem o reabilitare și o eficientizare a iluminatului public stradal. Nu total, pentru că nu dispunem de bani. Și am găsit varianta să putem face 300, să schimbăm 360 de lemn de aparate de iluminat, cu lemn din astea moderne, cu LED-uri, tip DEMA 8035, au o putere nominală, că v-am dat și fișa la fiecare, de 36 de watt, au o durată de viață de minim 50.000 de ore. Și avantajul nostru, eu consider că e un avantaj, putem plăti în 5 ani. Deci o să luăm din bugetele următorilor 5 ani. Adică 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021. Deci noi vom achita această lucrare. Ultima factură va fi plătită în decembrie 2021. O să fie plătit în 60 de rate lunare. Deci eu zic că ăsta e un avantaj. În trimestrial. Da, în trimestrial, dacă în momentul când semnăm contractul putem trece clauză, dacă nu, ca să nu fie zi care nu de făcut o factură, deci o să facem o factură la 3. Pentru a rezolva această lucrare necesită un proiect. Ca să rezolvăm acest proiect, noi trebuie să aprobăm criteriile astea care spun acum. Care criteriile? Domnul primar, dacă îmi v-ați văzut, eu mă așteptam de la viceprimar care e și inginer de meserie, să ne prezinte un studiu de impact. Ce înseamnă asta? Se rezumă la 4-5 cifre. Dom'le, cu lămpile astea existente acum, consumul este triplu și anual ne costă atâția bani. Cu lămpile astea noi, va fi iluminatul mai piosul măsoară lui. Dar nu se schimbă toată lămpile. Deci trebuie să existe un avantaj, nu face numai avantaj, nu ăsta singurul avantaj, că vom plăti nu știu câte rate, că constructul te așteaptă și în 20 de rate, îți plătești 20 de ani de acum, eu m-am să-ți vândă marfa. Noi, ce interes avem? Va fi mai economic? În sensul ăsta, așa nu-i poate rămâni. Avem reducere de consum peste 50% în alea 360 de lei. S-ar părea că am observat în Pașcani, în strada Crinilor, s-ar părea că da. o abordat în sursa asta. Și lespede, să știți că nu are puterea unui bec de 125 sau care îl folosam. Are mai mare de 125. Pentru că luminozitatea se măsoară în luxe. În lume. Lume. Da. 4 de lei. Deci, e un consum anual de 67.000 de kilowatts pe oră. Să-ți putem răspund. Kilowatts oră. Ăsta-i consum. Asta, într-adevăr, recunosc, nu știu exact cât se plătește acum. Trebuia să văd la contabilitate cât se plătește. Cât se plătește dacă s-a iluminat un punct. N-are tăi. Iluminat un punct. Întotdeauna, când venim cu bana 25 milioane, asta este studiul de impact. Ce plătește? Băi, cât se plătește? Acum eu pot să... În condițiile în care celelalte 360 care le dă în jos vor recicla și vom asigura iluminat și la celelalte străzi care sunt vitregite de așa ceva, se merită. Dacă suntem de acord să facem ceva mai bun, facem. Bineînțeles, cu explicații tehnice. Cu ce costă? Corect. Cu costuri. Domnul Gafiță. Haideți să o luăm băbești așa. Domnul primar, cât de costă iluminatul lunar? Iluminatul lunar? Cu tot comunat. Acum nu costă pe tot. În primul rând, nu costă. Urmau un pic că te chelui constant. Noi nu plătim numai iluminatul lunar. Nu se compară iluminatul cu luna iulie, cu luna... Nu pot să dăm un răspuns pentru că eu când semnez factura pentru iluminatul, îl facem de tot curentul consumat. Știi cu cât de pe un an? Adică și curentul de la școală, și curentul de la școală, și curentul de luna cu. Nu m-am fi. Că ține Adam Vede se plătea între 23 cu 26 de milioane pe perioada verii, pe lună. Pe lună, da. Da. Acum ajunge 30, 35, 38, până da, 40, depinde de... Bine. Pune media 35 pe lună. Sunteți de acord? Da, ca o medie, doar așa, fix. 35 de milioane pe lună, da. Ori 20 luni, 350 cu 70, cât fac? 490 de milioane, da? Da.
Frate, ce costă 20 de milioane, ne costă iluminatul pe ea, da? Da, bun. Mai, mai așa. Bun. Lăsați-mă, domnule, să duceți. La poliție un drept civil. Media nu este reprezentativ întotdeauna. Aia e altceva. Avem procesul verbal, că din pietre le-am consumat acum. Am zis la cuvânt. Da, lăsați-vă să... Deci, da, dar m-ați întrebat de tot așa. Iluminatul, 4 miliarde 200 de ani, da? Nu iluminat, curentul electric. Curentul, domnule. Pentru iluminatul bun. 420 milioane. 420 milioane. Bun. 360 de lei. Ori 1200 de lei. După calculul meu. Poate să mă contrazic altcineva. Deci 432 de mii. Și cu 4 zerouri. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Este 4 miliarde 320 plus de lei. 433.800. Ajunge atâta. Ajunge atâta. Nu, dar trebuie să știi. Deci, cât? 420. Ce economie îi faci? Că da, dar scade la lângă. Ce economie îi faci? Păi ce consum faci? Nu e de șaide de la piecuri de trei. Dar nu mai contează. Contează, mai am făcut. E cum nu contează? Mă contează. Eu la 360 de lângă, la 36 de vați, piecul, făți o cotea la cât consum în perioada asta. Și vezi câte becuri anul ăsta am înlocuit. Aveam până în prezent 450 de becuri înlocuite. Vedeți ce valoare este. Domnul președinte, le iau. Deci, nu ai. Plăcem 420 de milioane. Iluminatul. În 10 ani, vom plăti 4 miliarde 900, da? Da. Să-ți cumperi. În afară de becuri. În afară de consumabile. În afară de consumabile. Și noi în 5 ani nu vorbim de pețele. Facem o investiție pentru cât reprezintă 360 de lei, cât la sute din tot ilor. Da, un milion tot, 300 de lei. 27%. Cât ocupă? Ce-i cât e la bine? Păi noi aveam aproape 1.020 de lei. 1.020 de lei. Se află a treia parte, da? Și noi facem economii la o treimi. Din toate lămpile, consumăm dublu. Cheltuim dublu față din momentul ăsta. Față din moment. Da, față din cheltuia cu oameni. 5 ani să vă rog. Noi facem o modernizare și de ce nu facem economie? Da. În momentul de față, dacă rămân lămpile cum sunt ele așa, da. Vom plăti în 10 ani 4 miliarde 200. Numai curent. Dar întreținerea și cu astea, cât o plătești? Mai plăteai vreo 6-7 miliarde? Și cheltui, în 5 ani, plătești pentru o treimi, faci economie numai la o treimi, și plătești banii care îi plătești în urmă 10 ani. Că o faci în asta. Să puneți la mor, faci și să. Asta este ca lucru. Da? Așa mă așteptam să... Domnule, noi am vrut să facem niște bunătățiri, să facem economii. Am vrut vreți, dacă nu, nicio problemă. Nu este un lucru rău. Numai că trebuie să pornim de niște date, dacă să vedeți sau nu să vedeți. Dar eu cred că ceva de comuni care au adoptat asemenea asta, cred că au făcut și... Dacă vrem să facem o economie imediată și dau dreptare domnul Florescu, că la un moment dat a ridicat problema. Domnul Vicipra, știți ce sugerez? Montează celule fotovoltaice pe transformatoare și vei avea o economie de o oră dimineață dacă nu se duce cine a văzut să tragă de hebru și să strânge când scade, când crește ziua și crește iluminatul noaptea, vei avea o economie de 2 ore, din 10 ore de funcționare, 2 ore, vedeți că e la 5-a parte, 20% economie putem face numai cu niște celule fotoelectrice. Fotovoltaic. Fotovoltaic. Și alea costă... În momentul ăla ai 200 de lei. Ai 10 transformatoare, hai bani și 2000 de lei. 20 de milioane ai pus la pomp toate transformatoarele. Și o stâns becul, nu mai trebuie un om acolo să duc să stea becul la prins în ziua mare. Da, e foarte bine. Și la ora 4 dimineața, vara, el s-o stâns. Și ai 2 ori dacă... La 12 ziua când se înnaurea, li s-a prindea becul. Așa ceva cu omul. Deci când se înnaurea, becul li s-a prind. Dacă ați observat, eu am observat cel puțin, că de ce acolo noapte, când cu mașina am mergeam, sunt oameni care sunt puse. Când se întunec afară, îl aprinde. Deci când, practic, când se este om care se duce, când se face în ziua afară, iarăși. Domnul președinte, eu n-am încheiat. Domnul Vici, ăsta este cazul meu. Lasă-mă aveți decât să mă contraziceți.
nu contradic. Deci eu am spus, spus în față, și să... Deci spus în față astea, dar n-am avut ce să calculez. Data viitoare vă promit. Când vin, cu care pe care se dau jos, năbrii care se dau jos, se pun pe alt scânt. Se pun pe alt scânt, pentru că pecurile sunt... Dar, mai sunt o cheltuială încă. Ca să le pui înapoi? Nu, nu ca să le pui înapoi. Deci aceste lăbi care se dau jos, rămâne tot la 40 de milioane de lei curentul, plus curentul care trebuie să-l plătim pentru asta. Dar extindim Buzeaua și va fi iluminat de zbor. O cheltuie mai mult din Buzeaua. O să vă fac scris că nu vor cheltuie mai mult. Dacă astea au consumul mai mic. Deci dacă astea au consumul mai mic, cum se cheltuie? Dar o să vă consumul mai mic. O să vă fac scris. Și nu mai extindim iluminatul și rămâne doar și este. Deci nu mai sunt cetățenii care nu au și nu este, nu au dreptul. Nu, dar așa trebuia să spune. Nu că fără aceste economie. Deci motivul pentru care total de acord cu colegii mei. Și trebuie să fiți, că noi trebuie să votăm în cunoștință de cauză. Noi unii se prezintă aici o fișă tehnică a unui produs care îl prim, dar nu îi se prezintă un studiu cum a spus și domnul Mureanu, da. Care sunt cheltuieli. Eu m-aș da, ca să gândită cu într-una, cheltuim pe momentul actual, cheltuim atâția lei cu curentul, care vom cheltui și următoarele luni. Pentru că aceste lămpi nu le dăm la noi. Deci, inclusiv mentenanța, inclusiv, cum spuneți dumneavoastră, că s-ar consumă de lecuri. Dar pot să, domnul viceprimar, puteți să faceți cât să curentul și cu becurile care se schimbă. Da. Tot eu am vorbit cu doamna Sfântată, au fost de la 28 de milioane în perioada de vară, când se stâng becuri la ora 4, să aprind la 10, până la 50 de milioane, de perioada de iarnă. Deci noi ne dorim ca... Noi ne dorim modernizare. Dar modernizarea are un preț. Dacă putem plăti, domnul Miron. Dacă noi putem plăti... Eu asta am vrut prima dată. Dar nu ai avut niște valori, niște valori, niște cifri, care să ne spună nouă că e mai bine sau e mai rău. O să vă... Deci, haideți, mi-a adunat când ne cereți o subvenție extraordinară, venim, votăm, ne dorim modernizarea comunii, dar nu cu prețul a necunoașterii realitate. Nu putem vota ceva ce nu știm. Nu, domnule, gata, o să vă fac un lucru din altă parte. Ceea ce este, într-adevăr, ceea ce este în modalitate, nu. Din altă parte, deci punem lămpi și la cetățenii care... Domnul, Matale, trebuie să mă asculți. Când noi folosim 50 de milioane astăzi pe lumină, da? Mâine vom folosi... Are 50 plus în 100. Pe lună. De ce pe plus în 100? Păi în 100 care trebuie să plătești lună. Te referi la cheltuiala pe contract? La toate, domnule. Dar pui la 350 în plus. Cum îi poți spune? În ce condiții? Cum altfel? Găsiți asta, veniți cu o idee și cu o soluție în care proiectul ăsta nu-i bun. Nu, dă voie. Spune că nu-i bun. Dă voie. Bun. Nu-i prezentat. Domnule,
bine, nu e bine prezentat. Dar să spunem că înseamnă că nu se încadrează în ce vrem noi, da? Dacă vrem să extindem, aici extindem imediat public. Credeți dumneavoastră că în momentul ăsta există o tehnologie mai performantă, să facem economie și să dăm la toți domnul, bine, eu știu că nu ești în domeniu. Domnul Florescu, să rămâne în altă ședință sau ne lugim pe rămâne. Deci atâta timp cât mă costă pe mine acum un bec, împărțește și vezi la cât, celălalt bec care e modern mă costă dublu. Dublu? Din orice calcul. Dar orice modernizare e... Domnul, mă costă dublu. Păi și nu ne mai modernizăm, asta trebuie să înțelegi. S-amortizează timp, domnul Rabe. E ca timp, păi să amortizează timp, pentru că vă face o garanție de 5 ani. Rabe, mai discutăm, dar asta este o lampă. Haideți să o analizăm și o punem în discuție la altul ședințe. Deci nu schimb pe-urile, este cazul de pe-urile. Nu, 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 sunt de acord cu dumneata până într-un punct, dar vine dumneata cu soluții cum extinde minunat public. Deci eu n-am venit cu soluții, pentru că eu n-am venit cu această soluție. Soluția a venit domnul viceprimar, care este o soluție incompletă, care eu nu pot să o decizi. Nu e incomplet. Ziua de azi, nu pot să mai pun, eu o casă când îmi schimb un bec, îmi pun un bec, pune, nu mai pun un bec. Și timp de 5 ani. Eu nu zic de 31. Da. O casă când schimb un bec. Mai pui un bec la un lemn sau pui un bec la două? Nu, 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 deci aveți impresionare. Din 5 ani de blecul ăsta din creține ei și ei și bucură. Noi nu mai costă nimic. Domnul Rabu, domnul Grădu. Timp de 5 ani, becurile astea, timp de 5 ani, becurile astea, becurile astea, astea care le pun, astea 300 și ceva de becuri. Nu poți costă nimic, îi costă dublu. Doamne, dacă e cazul care îi sunt azi becurile astea, de care au garanție. Doamne, mie spui, eu îți spun că te costă dublu. Deci și faci dublu. Doamne, ai scos un pun de lapa, nu mă pun, că de aia e costă. Cât e o lapă vechi? O lapă vechi e 60-90. Domnul Agafiță, domnul Agafiță, vă întreb pe dumneavoastră, dacă ar fi acum să ai chestionat, să... Nu, pentru dumneavoastră. Ce cumpărați? O lampă vechi sau o lampă? La mine, acasă, mă tărăsc eu aici, mă tărăsc, pe bani cetățeamă. Foarte bine! Foarte bine! Foarte bine! Dom'le, dar când demodernizezi, nu demodernizezi cu ce faci acum 30 de ani? Nu, noi nu votăm vorbe. Deci, supunem la vot că se rămână în următoare ședință. Supune la vot, dar ce-ai văzut? Dacă trebuie să o împărești. Nu sunt în lor. Trece sau lucrești și pune la vot. Dacă suntem de acord? Da, suntem de acord, da. Cu care? Ultimul. Deci, proiectul care îți faci în produs de vreo nevizit. Știi cât costă? Ce votezi? Cum faci o ședință electorală săptămâna viitoare? Deci să dăm viitoare din întâlnim, dacă vreți să vinim. Cine este pentru? Dacă complet, și gata, nu, dar cum? Suntem împotriva? Cine este pentru? Cine trebuie, mă, mă? Pentru ce? Pentru punctul suplimentare. Punctul 5. Hai, mă, ridicați mâna, votați. Dar, de altfel, deci, cum ți-am văzut? Doamne, dar vine cu proiectul. Mi-ai dat niște hârtii, dar vreți pe la urmă. Până la urmă, domnul viceprimar, nu e dator să vină cu restul. Nu, dar vreți până la urmă, prețul pe la urmă, nu iese cu ceva. Unde e prețul pe la urmă? Domnul viceprimar, acum ai materiale, nu-ți manopi. Domnul Cristi, planează ca la prima ședință ne prezentăm cu documentații, cu proiectul. Este necesar o modificare în plan. Deci, mai am avut nevoie de aprobarea statului, că aici vreau și proiectul. Nu mai am aprobarea și oamenii nu poate să facă. Deci eu mă pun cu acasă, dar eu nu știu. Eu plătesc proiectul și voi nu mi-a aprobat. Păi cum mai pun, lăsăm pe rață în beză. Deci tu îmi plătesc curent, dar să stau în beză. Și varianta? Doamne, atunci mă dați ceva. Bun, mai aveți ceva probleme, mai este la diversă. La diversă, da. Da. Domnul Gomei, cine mai este? Domnul Roman, da? La primul divers, Florescu, trei. La diversă, hai poți să mai găsești. Patru, domnul Agafiță, da? Domnul Gomei, aveți. Domnul Gomei, după cum bine știți, eu sunt în reprezentant cu Consiliul Local, în Consiliul de Administrație a Școlii. Ne-am luat angajamentul în luna lui septembrie că voi face
Deci, investigații în legătură cu cheltuielile la grupul școlar, cu Consiliul și Valeseaca. Am întrebat că am avut o problemă medicală, dar între timp au avut alte probleme. Probleme care mi se pare mie cam ieșit din acolo. În sensul că la școala Valeseaca, ca și la școala de tine care e după cum mai înainte, s-a făcut o instalație, de fapt și acum mai în curs de instalație electrică. Se schimbă instalație electrică la... La toate sălile de clasă, la toate sălile de clasă, la toate școală. Au apărut internet, au apărut da. Consumul mare. La ședința de Consiliul de Administrație, prin care s-a propus, v-am spus că am fost cu problema mea medicală, la care am înțeles că s-a aprobat, s-a pus în discuție schimbarea instalației electrice. Doamna directoare nu a spus prețul. Am aflat ulterior că prețul la instalația electrică schimbat ar fi 144 de milioane. Făcând un studiu, am întrebat și doamna școală, respectiv la școala Copilii, care ca suprafață e mai mare decât școala Valeseacă, ei au 90 milioane, au cheltuit... Am implementat același. Da, exact aceea. În plus, ei au și împământare pusă în patru colțuri la Topire, la ceea ce la Valeseacă nu s-a întâmplat. Deci asta astăzi a fost acum, că am avut consiliul de administrație. I-am dat telefon la doamna director, i-am spus că nu sunt de acord cu asta, pentru că a venit cu o singură ofertă, luată de PCA, ofertă bănuit agreată de domnia sa, și că dânsa rămâne așa. S-a supărat că eu n-am fost așa. I-am spus că mai sunt și alte probleme cu achiziționarea a câtivor 12-11 parte la 1200 de lei cu capul. Care, la care iar nu am fost de acord. Și aici am o întrebare cu domnul Gafiță. Poate, poate spune o ușă. Cât, o ușă de lemn. De brad, cât ar avea? O ușă simplă. Pentru că eu i-am propus, doamne, de ce ție e o firmă, o luat pe Adams? Da, pe Adams și am zis că mai sunt și alte... Vreau să răspund, da, da. Deci dacă faci ce vei cu aceasta, da? O ușă care și cu lemn se chiri încheie, da? Cu lemn se chiri încheie, da? Da, nu, 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 Eu i-am spus că am întrebat, sunt și alte firme, sunt chiar în localitate aici, n-am dat exemplu. Bine, dar depinde de comandă, nu mai să faci cu două. Sunt, nu știu, pentru că cred că ați fost în școală, doamna Capi, ți-am văzut și de asta v-am cerut părerea. Mi s-a părut prețul prea mare și la ușă și... Deci la ușă, prețul are? 12 milioane. Și domnul Gafiții, care este domnul, spune că o comandă de asta ar fi ca... Mai intervine de acum la ușă. Depinde și lemnul de ce faci, praf, de jos, să vă arăt. Și societate care nu este plătit de lea. Trebuie ăla să pierde și o am trebuit să pierde de lea. Nu-i plătit de domnul Gafiții. Deci asta nu-i plătit. E ușă normală. Dar fiind lucrarea, o face o societate care nu este plătit de lea. Dar nu-i plătit de lea. Ce trebuie de lea? Da, domnul Domnului, aici trebuie făcut o fost de fiabilitate, făcut prețul, o fiecare de la fiecare. La care, după ce am discutat cu dânsa la telefon, aceea problemă. Doamna directoare, nu i-a convenit, mi-a și închis telefonul, că i-am avut și cu, i-am pus în vedere și grupului sanitar la care s-a făcut... Da, unde s-a făcut dumneavoastră? Da, domnule, da. Ne-a închis telefonul, a venit la domnul primar și a cerut schimbarea reprezentantul Consiliului Administrației, în Consiliul Local. Nu, schimbarea cerindă. Nu, schimbarea cerindă. Nu, schimbarea dumneavoastră, domnule. Da, e bine, a cerut un verbal. Era cerut și ea. Aveți dreptate. La care dânsa nu trebuia să procedeze așa, pentru că eu nu sunt reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație. Și am spus că chestia asta se poate rezolva. I-am spus să fac o adresă către Consiliul Local și o să ceară schimbarea mea. Deci eu sunt la dispoziție. Deci eu nu sunt bătut în niciodată. Nu pot să mă iau ori când să bat. Dar chestia e că nu sunt la dispoziție. Dacă ați terminat, dați-mi voi. Eu
vreo 2 ani de zile am tras semnalul cu școlile astea în general. Sub masca asta copiii noștri se încasează o groază de bani. Și o să vedeți dumneavoastră că 50% măcar din bugetul alocat școlilor sunt consumabili. Pentru că acele consumabili, azi ai luat sacul cu de români, nu-l mai ai. Totul e numai rașchetă, totul e numai bureți și consumabili și multilemnic. Și are arbi de coș. Mai mult decât atât, doamna directoare, o sfidat Consiliul anterior, nu avem niciodată să prezinte un raport de activitate și permitea reprezentați, măcar aia de la copilul avea acum, dacă cineva, în prezența lui Gomec, eu nu am, nu țin partea lui Gomec, din potrivă, dar dacă s-au dus și-au încercat să, nu să fac cu ordine, să fie niște lucruri transparente acolo și-au supărat-o pe doamna. Întrebarea este simplă, chiar dacă lucrurile sunt corecte acolo, de ce te-a scos? De ce ești împotrivă? De ce te duci la primar să-l schimbi pe Gomec? Eu i-am cerut transparență, domnule. I-am cerut transparență și altceva. Haideți, domnul primar, eu propun, haideți să facem noi consiliu. Promeți o comisie, unde să merge și să luăm anticalculații, fișe de măsurători, chiar dacă și-o pierdut. Când întâmplător, documentația care a stat la baza acelei construcții a dispărut, nu mai este, așa e. Zice că acum se face... Nu mai e! Acum se face documentare. Dar ce e greu să număr caloriferul, să-i număr țava care nu-și lua pe acolo? Eu nu știu pentru... Într-o sală de clasă... I-am cerut astăzi, sunt de viză și urmează să merg să văd... Într-o sală de clasă, sunt două porcuri de iluminață și eu două prezidă. E conductor de doi jumate. Ce propuneți dumneavoastră... Tot e instalația. Ce propuneți dumneavoastră cu comisia asta, au făcut o curtea de cont. O numărat și calorifere și tot și tot ce avem. Da, dar noi vorbim din comentarea care a venit după urmă. Comentarea care au făcut-o acolo nu trebuie să o facă fără un proiect. Proiectul trebuie prezentat exact cum cere dumneavoastră cu iluminatul ăsta, trebuie prezentat în Consiliul de Administrație, s-a aprobat, după aceea s-a este la bază. La bază nu are nicio documentație. Cum este în măsură să ceară anumite lucruri, fiind în Consiliul de Administrație, și de ce nu-i pune la dispoziție? Dacă face parte din Consiliul de Administrație, sigur trebuie să ceară. El este reprezentantul Consiliului Local acolo. El trebuie să vină cu niște informații concrete. Consiliul Local, da. I-am cerut și a zis atunci că ce faci? Schimbăm pe domnul Gomei sau schimbă directoare? Dar cine a zis? Gândiți-vă când de în februarie iară și concursul. Eu n-am nicio putere de atunci domnul Gomei, pentru că l-ați propus dumneavoastră. Nu pe Gomei, în februarie să schimbă directoare. Așa știți? Așa știți? Da. Domnul Roma. Atunci mai așteptăm o lună ca să ne schimbăm niște unul din seama, să schimbe altceva. De seama. Bun, dar legat de subiectul ăsta. Da. Da. Două probleme la care am stat, am ascultat și era să vă treacă una de trebuie care cu iluminatul. Nu are nimeni nicio vină. Domnul Vici, să știți că e pentru ultima oară, am mai discutat odată cu dumneavoastră, când îl puneți în dificultate pe domnul primar. Cât am fost primar, domnul Vlăceanu nu a fost în dificultate. Că vii, nu niciodată în dificultate. Domnul primar, nu a pus. A, nu mă pot niciodată. Orice întrebare care îi spune, el a pus la punct și știa. Când ați venit cu materialul ăsta, trebuia să vă documentați și să știți. Când se plătește, că sunteți viceprimar, da? Cred că am ajut primarul. M-a ascultat, m-a ascultat. Sunteți subordonat Consiliului Local, domnul vice. Iluminatul este foarte bun. E modern. Trebuia să veniți economic. Trebuia să veniți cu un calcul. La orice întrebare să fiți prompt. Să nu mai faceți cum ați făcut astăzi. Că nu trece, nu trece, nu trece, sigur nu trece, trebuia să fie intervenție să treacă acest proiect. 2. Cu ce... Domnul Vice, vă rog frumos să mă ascultați. Da. Să nu mai veniți în fața Consiliului, nu e documentat. Dacă dumneavoastră ați spus că vă ocupați, nu trebuia să vă duceți să faceți hârtiile, trebuia să veniți cu un raport. El să fie justificativ, cu ori, cu minunte, cu o lampă, cât din punct de vedere tehnic, e foarte, foarte bun. Din punct de vedere economic, cred că la fel, dar n-a știut să prezentați. Uitați așa, nu poate trece un proiect din cauza asta. 2. Puteați să veniți în fața Consiliului spunând în felul următor. Domnilor consilieri, noi am analizat, am făcut astea, surile, atâta se plătește, atâta rămâne.
Nu băgăm pe 5 ani de zile primăria să plătească câte un miliard și jumătate din cei 6 care sunt disponibili anual, 6 jumătate din bugetul anual, că dacă mai facem două proiecte, stăm și ne uităm, venim și ne uităm unul la altul. Venim cu condiția, dacă eu o să fac tot posibilul, fac un, să vin cu, la dumneavoastră și o să avem o intervenție și o să plătim din bani. Județeni, guvernamental și așa mai departe, în afară de europeni. Că nu mai există casa verde. O altă ordine de idei. Ne întâlnim în Consiliu, ne mai întâlnim pe comisii, stăm 3-4 ori și batem apa în piu. Să spunem că o parte pleacă și nu vrea să rămână la diversii. Bun de ridicat problema, să știi cetățenii și să știi ce avem de făcut, că venim cu idei noi. Și mai este încă o problemă. S-a discutat, dar datorită faptul că am văzut că se vase în 5 pretare, din banii care mai rămână domnul primar. La ora actuală avem peste 20 de km de asfalt. Întreținerea asfaltului, aseară la ora 10, la intersecția la Topilii, erau mașini șchiopate și pe altă în șansă. Să aveți în vedere, la Polei, nu, sus la biserică. Știți că acolo e mai pericol. Să aveți în vedere, să puneți mai mult, nu dumneavoastră, domnul primar, domnul viceprimar. Da, domnule, am adus două mașini. Nu s-a văzut acolo. Domnul Ovici. Una este la Marcea. Nu s-a văzut acolo. Una aici. Dumneavoastră trebuie după orele de program. Domnul Ovici, nu vă mai întrerupeți. După orele de program, un viceprimar se urcă în mașină și o face o tură. Merge prin sat, câte becuri s-a ars. Dacă este pus, îmi pun la punct pe cei la 416. Poate să apară pe moment o chestie de polei. Domnul Băiceanu, nu vreau să vă flatez pe domnul primar actual. Noaptea ne întâlneam și ne auzeam la 10 noaptea sau discutam. Sau ne întâlneam la un foc sau undeva, la ora 1, 2 noaptea. Vedeți că v-am spus, luați-vă în serios munca de viceprimar. Să nu mai avem să vinim în Consiliu. Pe undeva dacă hârtiile astea, le dați și dumneavoastră. Bă, haideți, și nu ne știm, făcând un calcul dacă nu trece asta. Deși este model. M-a uitat aici că e 15 de ore și 5 ani de zile. Pe bate 5 ani cu 5. Că dacă era pe 4 ani, cred că tot 4 ani. Am înțeles că lămpile astea... Minim 50.000 de ore. 50.000 de ore. Da. Minim. De garanție este. Da. Vorba de garanție, mă refer, domnul viceprimar. Nu de... Garanție e 5 ani. Când ai cercat atâta banii, să te mergi garanție. De asta să fiți în garanție. Proprietari pentru iluminatul public aici, asta e singura firmă care montează așa ceva? Nu, mai sunt firme. Probabil s-o luat cel mai ieftin. Da, nu le vă aduc. Probabil s-o luat cel mai ieftin. Asta e cea mai ieftin. Nu, dar firma e luată de pe ea. Nu, dar mi-am spus că e cea mai ieftin. Pentru viitor, de-aia, domnul Vici. Cum ați zis pregătit în ședințele de Consiliu? N-am nimic cu el. Am mai avut o problemă cu el și iarăși nu a fost... Nu a fost pregătit. Așa, dacă nu am putea să pune și problema, domnul Roman, am spus asta. Hai să spunem, dă faliment, nu știi nimic decât? Dacă spune că 5 ani, nu? Păi e o problemă, nu? Așa, asta ar trebui să faci și să faci nimic. După mine? Asta e o poveste? Omul nu cred că nu vrei să faci. Da, dacă domnul Roman, dacă mai are ceva. Nu, am fost de acord, de asta m-a uitat la colegi și nu trecea. Să știi ce mai am spus, hai să merge că e modern. E corect să se facă, dar când vii de și foarte grav ce ne-a adus la cunoștință domnul Gomei. Domnul Gomei, având în vedere că tu faci parte din Comisia de Învățământ și sunt reședintea Comisiei de Învățământ, trebuia să mi-a adus și mie la cunoștință, iar ceea ce i-a adus la cunoștință domnului primar nu trebuie luat în derâdere și e foarte grav. Când cineva vine și cere să fie scos un consilier dintr-o comisie sau care face parte, trimis de Consiliu, trimis chiar dacă școlile au buget aparte. Nu este normal să fie cerut intervenție de ceva. Poate e cerut ceva. Am avut o problemă. Ăsta e singurul motiv. Da,
Poate ai făcut propunerii de ce? Poate cine știu? Nu știu. Dar nu vrei să facă așa. E o părere mai simplă, există colaborare. Aici asta e momentul a fost oficial, poate a fost domnul președinte. Nu, dați voie să vă spun eu ce cerut. Domnul nu s-a prezentat la 3-4 ședințe. Nu am prezentat la 2 ședințe. La ședința din septembrie m-am prezentat, la ședința din octombrie nu m-am prezentat prin motive medicale. Bine. Eu nu vreau să stau la ședință, dar atâta timp cât mi-e doar și mi-e la același subiect și iar mi-e, eu nu sunt alt subiect. Domnul Romar, mai vezi ceva a zis că nu m-a prezentat, dar nu sunt alt subiect. Domnul Romar, are cuvântul domnul Agafiț. Eu, domnul Romar, domnul Vici, domnul Vici, să nu se înțeleagă că nu suntem de acord cu modernismul cu asta. Ne pun într-o situație foarte jenantă și foarte proastă. Deci astăzi mi-a spus într-o situație foarte genantă. Nu, dar nu vorbeam. Eu vreau să la fel. Lăsați-mă să termin. Da. Dacă luăm toți să calculăm asta, ăsta nu trece. Deci domnul președinte a spus la domnul. Eram obligat, domnul. Deci, da. Eram obligat să ridic mâna. Pentru că lumea care nu știe ce zice, uite, avea să spun toate. Dar nu știe. Nu, nu, la ideea, nu ne mai puneți în situații din acea, vă rugăm frumos. Deci, obligat trebuie să votez, indiferent ce este. Dar cu ce preț? Cum trebuie cu ce preț? Deci nu nimeni prins în vor rămâne alte proiecte nefăcute, vor rămâne alte oportunități de pe teritoriul comunicare. Și nu mă mai întrebați, domnilor colegi, cum aș proceda eu acasă. Acasă procedez după cum mă tai capul, după bugetul meu, eu hotărăsc. Aici hotărâm cu banul cetățeanului și trebuie intuit, trebuie explicat. Spunea cineva de meu, domnul președinte, de faliment ceva. Vă puneți și problema asta? Vă puneți și problema asta? Da, foarte adevărat. Tu și ați primit orice bănuți și orice asta? E foarte adevărat. Bun. Asta nu vreau să vă bat APB-ul. Domnul primar și domnul Vici, ați promis că rezolvați porțiunea aia de 300 de metri de drum. Se termină anul. Bun. Am promis să vedem pe noastră acum unde. V-ați zis bancul. Mă duc și mă închid. Da, dați voi. Da. Eu termin. Da, bine, chiar dacă e vorba de bătuta pampiul, câteodată e bine să o bați până la capăt. Eu am dispus ceva și de asta m-am scris în la Comunia Diversi, în legătură cu ceea ce a prezentat domnul Gomei și cu contextul de la școala Valeseacă. Și anume, vreau să citesc, să știți toți consilierii, eu făcăm parte din Consiliul de Administrație unei școli, care am făcut parte. Am făcut parte și din comisia care a avut legătură cu Consiliul Local și cu autoritățile publice locale la examenul care s-a dat pe 12 august în legătură cu evaluarea sau pentru concursul funcțiilor de director. Deci când s-a dat concurs pe 12 organizat de guvern și știi toată comunitatea despre acest concurs, cum s-a dat și în media și s-a vorbit, s-au făcut diverse păreri, acest concurs a avut ca scop toate posturile de director și din județul Iași și toate, din grade la toate școlile. În urma concursului, unii directori care erau pe funcții au luat concursul, au luat tot cei trei probe, pentru aceleași posturi s-au înscris și alte persoane și pentru școala Dropilii au fost doi candidați. Pentru școala Valeseacă a fost un singur candidat. Important este să vă spun, ca să știți, poate, cred că doar voi, două, trei persoane de aici știu, că pentru școala Valeseacă, unde avem speța, unde domnul Gomei întâmplă probleme, întâmplă probleme cu doamna director, din punct de vedere moral, doamna director de la Valeseacă ar trebui să o lase mai ușor. Și să știi, cum trebuie să știți și dumneavoastră, că persoanele care erau în funcție de director, și nu s-au prezentat la concurs, deci nu au combat din start. Legislația în vigoare și articolul 24 din
ordinul guvernului în legătură cu acest concurs și cu ce trebuie aplicat de către consilii profesorale pe urmă în legătură cu acest concurs, spune așa. Că nu pot fi, nu pot fi numite în funcțiile rămase vacante sau în cele care se vacantează. Între perioada de concurs. Da. Noi suntem în contextul în care la Valea Savica și la Tobilu sunt vacante posturile. Dar la Tobilu este ocupat de directorul care a dat concurs, nu a luat concursul, la Valea Savica contextul total imoral. Inspectoratul lasă așa în aer, dar ce spune? Vă rog un picuț, domnul... Zi să rămână. Dar dai și pe speaker. Lasă-l numai. Nu vede bine. Da. Deci ceea ce vreau să spun este să aibă grijă toți consilierii că lucrăm cu următorul caz. Deci nu pot fi numite în funcție de care vorbeam rămase vacante persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcții de director sau director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs. Eu zic că dacă o parte știau, era foarte bine, ceilalți au primit această informație. Eu cred că și doamna director de la Valea Seacă primește în momentul ăsta această informație și să ia atitudine în ceea ce privește relația ei cu Consiliul Local cu mari băgari de seamă. Mulțumesc! Poate ăsta a fost motivul pentru care nu s-a prezentat la concurs. Ea știe că grădinița noastră nu funcționa prin chisică. Ea știe că cetățeni din comuna Valea Seacă își duc copiii la Pașcani. Și poate prin conjunctura asta nu mai au curaj nu la concurs să ducă. O găsit din bună cuvință cât o să ia din noi. Și când s-a dus la Pașcani? M-am lucrat din Pașcani. Dar copiii nu s-o duc numai la Pașcani. Eu voi fi foarte scurt. Mai puțin de un minut. Vreau să am vorbit și cu domnul primar, am vorbit și cu majoritatea consilierilor. Deci avem o problemă, ce privește la Tobilu, dar doar puteți spune părerea. Deci, al doilea microbuz ar trebui să funcționeze pentru copiii să duc pe jos de distanță mai mare, 2 km, și nu este normal. Pentru că de la capătul copilului și până la Pașcan sunt 1 km și ceva până la școală, iar de la așa au 2 km. Vă spun, orice părinte responsabil nu-și duce copilul, nu-l lasă să ducă pe drum. Acum ai părinte. Haideți să facem să funcționeze microbuzul. Microbuzul funcționează, dar a luat-o în... îi dus câte tuci. Nu, haideți să punem în așa fel să-i organizăm, încât să poate domnule copiii ăștia să-i luăm dimineața. Mici! Am avut astăzi o discuție din Consiliul de Administrație în legătură cu microbuzul. E unui efect ce zice că n-ar mai putea fi reparat costul foarte mare. Al doilea microbuz, consumul e foarte mare de combustibil. Cât, domnule? E adevărat? Da. Cât e din mare? De la pădurii din Tonțeș, care deci 15 litri. Pentru că multă lume, chiar de acolo, mi-a zis, domnule, dar n-am fi în stare să meargă și microbuzul să iei copilul ăștia, să nu stie la autobuz. Aceeași problemă care o pune dumneavoastră, o pun și cei de la Șambru, de la Drug. Păi da, aceeași problemă care o pune dumneavoastră, o pun și ăștia de la Marcel Popoaia, deci ar trebui duși copiii din toată... Noi ne plângem că îi pleacă copiii, dar noi nu asigurăm minimul de... Încercăm. Dacă vine al doilea microbuz și se poate repara, ne mai trebuie un șofer autorizat de transport persoane și trebuie. Eu cred că noastră trebuie să avem problema asta fără care. Decalează programul școlilor cu jumătate de oră ca să facă o cantație și să duce și face și aia altă. Aici nu jumătate de oră. Se poate duce cu microbuzitare mai mare, poate nu da, deci ar fi grădinița și o față cu zi. Deci, nu trebuie neapărat. Deci, cu sigur microbuz, o să decalează programul. Poți să rezolvi problema cu un sigur microbuz, toată problema. Da. Da, cu decalarea programului. Da, e bine așa. Deci, cu jumătate de oră. Bravo.
Termenii au fost pentru rezolvarea unor probleme pe data de 30.11.2016. Termenul a trecut. Nu. Pe 30.10.11. Pe 30.10.12. Da, și pe 30.10.12 să primim în ianuarie rezultatul. Pe 30.10 și pe 30.11 astăzi s-au pus dosarele la plic și au fost trimite către curtea de conturi. Iar pe 30.12 ca să trimitem răspunsul la ceea ce ne cere curtea de conturi, trebuie să facem o comisie de evaluare a lucrărilor. Care sunt lucrările? Căminul cultural, asfaltul DC-126 topile și mai e încum. Deci noi acum am contactat o firmă care să vie să facă evaluarea. După ce firma face evaluarea, ce e trebuie? Da, podurile și podețele care s-au făcut nouă, din 9 și 11, la numărătoare era o treabă mai. Domnul primar, pentru... Deci până ce nu avem evaluare, nu putem să dăm răspunsul la 2016. Pentru căminul cultural, pentru căminul cultural. Eu am raportul de curte de conturi, luat de pe internet, de, la curte de conturi, de pe site-ul curte de conturi. Erau date termeni pentru căminul cultural și pentru alte, o să vă spun, data de 31.12.2010. Nu s-a rezolvat atunci. Deci problema e foarte veche. Domnul Romeu. Da. Domnul Romeu. Noi ne-ar interesa căminul ăla să și funcționeze. N-ar putea domnul câte două rând de iluminat domnul viceprimar să facă o situație de lucrări. Ce ar trebui și ce presupune? ISU cine cere nouă? E plafonul slab. Dacă am reabilitat o firmă autorizată. Planul de achiziții pe 2016. Și l-am trecut aici. Deci eu mi l-am propus. Mi-a propus multe chestii, nu cum spunea domnul Roman, că o mai ia o singură dată. Știu unde vrea să ajungă. Nu o singură dată. Nu e nicio problemă. Sau tot timpul. Asta e altă treabă, o să discut cu domnul Roman în particular. Bun, dar asta nu înseamnă că orice observații care ți-o faci cineva înseamnă că râvnești la... Dar nu, la muștarul. Nu, nu, nu. Dați-mi voie și mie să vă mulțumesc la toți cei care au fost în mandatul trecut și care sunteți în mandatul care ați venit acum în ultimele 6 luni. Vă mulțumim de activitatea depusă și înțelegerea care am avut-o cu dumneavoastră. Mulțumim din partea primarului, a primăriei, al aparatului de specialitate a primarului. La vă urez, poate nu ne mai întâlnim la noi. Am înțeles că e ultima ședință. Vă urez multă sănătate, bucurie la familie, la copii, la tot ce vă doriți dumneavoastră. Succes în continuare!